actor de comedia. Quiero decir que un mar que no sabe. Esa es la mia fica, ¿no? Pentru că tu nu știi ce e vitriolul. Dă-mi sticluța. Pentru ce să-ți ia asemenea lucruri? Nichi Atanasiu. În ediția de astăzi a emisiunii noastre vă vom prezenta un alt mare actor al scenei românești, a cărui carieră a atins punctul culminant în anii 50-60 ai secolului 20. Nichi Atanasiu. Dacă asupra nașterii sale există o controversă între data de 19 aprilie 1905 și 20 mai 1907, data părăsirii scenei vieții este certă, 24 noiembrie 1967. Nichi Atanasiu a avut o bogată activitate teatrală și cinematografică. Avea să intre încă de foarte tânăr, anul 1924, la Teatrul Național, pe care nu l-a mai părăsit până la sfârșitul vieții. Absolvent al Conservatorului de Artă Dramatică din București în 1928, la clasa celebrei doamne Lucia Sturza Bulandra, Nichi Atanasiu a fost unul din stâlpii artistici ai Teatrului Național din București. Prin talentul și devoțiunea sa față de teatru, Nichi Atanasiu a fost răsplătit mai întâi cu titlul de artist emerit și apoi cu titlul suprem de artist al poporului. În afara activității sale scenice și cinematografice, Nichi Atanasiu a interpretat zeci de roluri și pe cea mai mare scenă a țării, cea a Teatrului Național Radiofonic. Pentru început, vă vom prezenta un fragment din comedia lui Ion Luca Caragiale, O noapte furtunoasă, în adaptarea și regia artistică a marelui Sica Alexandrescu, spectacol difuzat în premieră în anul 1952. Îl veți urmări pe Nichi Atanasiu interpretând rolul Chiriac în cunoscuta scenă Veta Chiriac. În rolul Vetei, o altă mare actriță a acelei perioade, Silvia Dumitrescu, Timică. Dumneata m-ai chemat? Eu? Nu. Spiridon mi-a spus că... Da, am zis lui Spiridon să-ți ducă mondirul. L-am cusut. Mersi. Pentru puțin. Poarta am închis. Bine. Am nimic numai să-mi poruncești. Ce? Eu să-ți poruncesc, dumita? Să-mi poruncești? Firește, nu e stăpân, nu sunt slugă în casa dumitale cu simbrie. Bine, domnule Chiriac, bine. Zi înainte că n-ai zis destule. Ei, de seară până acum, cum ai petrecut? Ți-e mai bine așa? Da. Îți pare bine de ce ai făcut? Nu mă știu să fi făcut nimic, dar nu-mi pare rău că s-a întâmplat așa. Mâine seară... Mergi iar la Union. Dacă o vrea dumnealui să mergem, trebuie să merg, firești. Ca să-i curtezi cu amploiat, dumitale. Domnule, te-am rugat să fii bun să nu mai zici vorba asta. Dacă n-ai avut destulă vreme să mă cunoști, păcat. Eu te credeam pe dumneata mai deșteptă. Jură-te încă o dată. Să mă mai jur eu. Nu m-am jurat, n-am plâns. Cu ce m-am ales? Nu mai mă jur pentru că nu mă crezi? De plâns aș mai plânge, dar nu mai pot. Da, în sfârșit, nu strigi dumneata. Eu strig. Nu trebuia să-mi pui mintea cu un copil ca dumneata. De-aia zic și eu, mai bine că s-a întâmplat așa. Tot trebuia să-i isprăvim odată. Am isprăvit. Jură-te încă o dată și... Ce folos! Dumneata crezi mai mult în prostiile și în bănuielile lui bărbatul meu decât în jurământul meu. Și gândesc că trebuia să ne cunoști destul de bine. Și pe mine și pe dânsul. Da. Foarte bine ai făcut să nu mă crezi. Așa e. Eu sunt o femeie rea. Am vrut numai să râzi de dumneata. Eu te las pe dumneata ca pe o slugă cu simbrie să păzești casa și trăs pe dumnealui pe la grădin ca să mă curtez cu alții. Eu sunt o femeie mincinoasă. N-am simțit nimic când ți-am spus că nu știu să mai fi trăit până să nu te cunosc pe dumneata. Toate le-am făcut pentru dumneata numai din prefăcătorie. Totdeauna alta ți-am spus și alta am gândit. Te-am mințit, te-am amăgit, am râs de dumneata atâta vreme. Acum, bine că ți-ai deschis și dumneata în sfârșit ochii ca să vezi cine sunt. De, ți-am făcut rău, dar ai scăpat de mine. Lasă,
Ce a fost, a trecut. Bonsoir. Te duci? La ce să mai stau? Ce mai am eu cu dumneata? Nu mai zice dumneata. Cum poftești să zic? Cum mi-ai zis până ieri? Azi, ieri a trecut. Și nu vrei să se mai întoarc? Nu. Vet. Nu, lasă-mă. Ce folos câtă fericire am avut un an, dacă într-o zi mi-am plâns-o toată. Nu, nu mai voi. Mai bine mi-este așa cum sunt. Dar eu ce să fac? Ce fac și eu? Învăț oare și dezvăț, nu știi dumneata? Dezvăț, lesne din gură. Îi scoți rumânului ochii și după aia zici, lasă că nu e rău și fără să mai vezi. Mai bine că s-a întâmplat așa. Nu o să mor fără luminile ochilor. Învățul are și dezvăț. Dar dacă nu-i vreau eu să mai trăiesc așa, care fac să zică să mor, ai? E, bine ar fi să poată muri omul când vrea. Da, nu moare nimeni de asta. Dar dacă eu o-i muri, vezi dumneata sfanga asta? Chiriac! Fuci, las! Nu te las, te știu eu cine ești, nu te las! Nu voi să ți se tragă moartea de la mine! Lasă-mă, lasă! Chiriac! Dacă vrei să te omor, omoară-mă întâi pe mine! Chiriac, nu ți-e milă ție de mine! Toate de un an și mai bine le-ai uitat într-o zi, Chiriac! Tocmai pentru că nu le-am uitat! Vreau mai bine să mor! Dacă nu mai este nimic între noi, spune-mi dumneata cum să mai trăiesc, dacă mă lași, dacă nu mai mă vrei, tot mor sunt eu. Mai bine, lasă-mă, adio viață, lasă-mă! Chiriac, vrei să strig, ești nebun? Da, sunt nebun. Firește că sunt nebun. M-ai nebunit dumneata. Dumneata să-mi tragi păcat. Câte gânduri și dor m-a ars pe mine. Nu mă întreb! Dar tu pe mine nu mă întreb! Nu mai voi să știu de nimic. Nu mai știu cine sunt. Am vrut să mă omor adineaur în curte, dar ți-am văzut trecând umbra peste perdeaua de la fereastră și am vrut să te mai văz odată, încă să mor lângă tine. Cum am trăit? Chiriac, ascultă. Nu mi-ai zis tu să mai mă jur încă o dată. Dacă mă jura, mă crezi? Te crezi. Dragă Chiriac, să n-am parte de ochii mei, să n-am parte de viața ta, să nu mai apuc măcar o zi fericită cu tine, na, ce mai vrei? Dacă știu eu ceva la sufletul meu, din câte ți le-a sporit dumnealui. De ce te-ai dus la grădină? M-am dus numai de gura sorii miziții. Era lume multă de n-aveam unde sta. Cânta muzica, juca comedii. N-am auzit nimic, n-am văzut nimic. Toată seara, nu e tu grădinii, m-am gândit numai la tine. Parcă dormeam și visam ceva. Și am eu că să mi se întâmple mie un necaz mare. Mi se făcuse semn. Răsurnasem de dimineață candela. Încă dumnealui, dacă a văzut că mă speriu, zice, ce e dacă s-a răsturnat? N-o mai crede în prostii de-alea. Ce să ni se întâmple? Să-mi arză cheristigeria. Arză sănătoasă, nu m-a făcut ea pe mine. Este asiguripsită, atâta pagubă. Răsturnase în candela. Pe urmă, ochiul drept mi se bătea într-una de vreo 3 zile. Pe tine te lăsasem acasă ștergându-ți pușca. Știi că ruginise încărcătura înăuntru și te apucase să o scos cu vergeam. Nu puteam să-mi iau gândul de la pușcă. Mă gândeam, dacă s-o descărca, Doamne ferește, pușca în mâna lui, ce să mă fac eu când l-o găsi mort întins acasă? Dar de ce nu i-am spus să bage de seamă? De ce nu l-a rugat să o lase la pustia de pușcă? La ce-am plecat de acasă? Iată așa m-am bătut cu gândurile toată seara. N-am văzut zău, n-am văzut nimic, n-am auzit nimic. Mă jur pe ce vrei tu, mă crezi? Te crezi? Chiriac! Aruncă spanga și o ia pe Veta în brațe. Chiriac, să nu mai faci ce mi-ai făcut, că mor, zău mă omor. Nu, nu mai fac. Îmi făgăduiești? Te juri? Da. Și o să mă crezi că eu numai la tine mă gândesc? Da. Că numai pentru tine trăiesc? Da. Și n-o să mai zici nicio vorbă rea? Nu. Și n-o să mă mai faci să plâng? Nu, nu, nu. Dar mă ierți? Da, tu pe mine mă ierți? Eu te-am iertat de mult. În continuare, vă prezentăm un alt moment de marcă din Fonoteca de Aur a Teatrului Național Radiofonic, comedia Moștenitorii, de Branislav Nușici. În această piesă, Nichi Atanasiu interpretează unul din rolurile principale, cel al lui Milan Novakovici.
Din distribuția alcătuită de regizorul artistic Paul Stratilat, mai remarcăm și alți mari actori ai vremii: Alexandru Giugaru, George Măruță, Nae Roman, Ștefan Mihailescu Brăila, Carmen Stănescu. Oh, bine că ai venit, dragul meu! Ai aflat! Nenea Anta l-a văzut pe Pavle Marici. Ce zici de-a? Da, dineori mi-a spus și Todici că a vorbit cu Pavle Marici. Da. E nemaipomenit. Toți îl credeam. N-a stat el acolo îngropat frumos și cinstit, cum se cuvine, da, 3 ani de zile. Da. Păi, spuneți-mi și mie, de unde așa deodată să fie viu? S-a mai pomenit vreodată una ca asta? Cum? Adică dacă ai murit odată, poți să faci pe urmă ce vrei? Da, eu zic că în țările civilizate nu se poate să nu existe o lege care să statornicească precis cine e mort, e bun mort pentru toată viața. Na. Dar la noi... Nu, statul nu poate porunci nimănui să fie mort. Spune-mi, altceva n-ai mai aflat? Aud că a tras la Excelsior. Ei, ce parcel? La hotel Excelsior, nu la cimitir. Asta e tot ce am putut afla. Ba stai, nu, am mai aflat ceva. Ce? L-a întrebat pe Radi și de mine. S-a interesat unde locuiesc. Da? Zicea că are de gând să-mi facă o vizită. Cu dumneavoastră? Mie sau mai știi neveste mie, adică de neveste zi. Mie? Dar de ce mie? Păi cum, dar tu nu ești iar acum nevasta lui? Milan, e adevărat ce spune omul ăsta? De unde vrei să știu eu? Dar pe ce te bizui dumneata când spui vorbele astea? Păi pe Saveta Tomi. Cine? Poftim alta acum. Cine mai fi și Saveta Tomi? E o femeie care s-a măritat crezând că e văduvă, iar când i s-a întors primul bărbat, tribunalul a transferat-o din oficiu, din a doua căsătorie, în cea de întâi, fără cheltuieli de transport și de strămutare. Și că așa e legea. Milan, nu vreau să ne despărțim. Na, liniștește-te, Rina. Nu există lege care să distrugă o căsnicie fericită. Na, ce spuneți dumneavoastră, e floare la ureche, zău așa. Întrebarea este, cum poate un om pe care noi l-am înmormântat acum 3 ani de zile cu toată cinstea și evlavia, cum poate omul ăsta, zic, și pe ce teme? Ah, iată-l și pe viitorul meu ginere. Ce să mai fie și asta pentru Dumnezeu? Ce? Scuzați-mă, doamnă, că am dat așa. Nu-i nimic, nu te simți bine? Suflet de inimă, uite apă. Dă-i apă. Nu-mi e mai bine. Bun. Acum nu mai am nimic. Dar ce înseamnă asta? Spuneți-mi și mie, ce înseamnă asta? Învie morții? Dumitale, cine ți-a spus? E, cum cine? Poftim, numai despre asta vorbesc ziarele. Ziarele. Eu uite aici cu titlul de o șoapă. La întrebarea redactorului nostru dacă a făcut toate acestea în mod premeditat, Marici explică. În acel moment soția mea săvârșise o faptă rușinoasă. Deși decepționat, o iubeam totuși pe această femeie și în acele clipe dureroase... Treci. Te rog, peste banalități. Da, trec. Nu cum v-ați ferea și el de inimă? Nu mai mă întrerupeți, vă rog. Vă rog, așadar, gata. Atunci mi-a venit ideea să mă îndepărtez de aceste locuri și să mă stabilesc la Viena. Am tras la un hotel unde am rămas închis 2-3 zile departe de lume, numai cu gândurile mele. A patra zi am coborât. Am găsit niște ziare din Belgrad. Răsfoindu-le, am rămas surprins când am dat ochii de fotografia mea. Din titlurile mari de o șchioapă am aflat că m-am sinucis înecându-mă în Dunăre. Stați, mai întâi mi-a venit să râd, apoi m-a străfulgerat un gând. Ce ia te uită! Asta ar putea fi cea mai fericită ieșire din impas. Apoi, spre norocul meu, am găsit de lucru într-o fabrică, unde am stat 3 ani încheiați, fără să fiu descoperit de cineva. Stați, atunci spuneți și mie, noi pe cine am mormântat? Stai, care răspund și la această întrebare? Da, exact, la întrebarea redactorului nostru, cine este necatul? Domnul Marici ne-a răspuns. Cred că necatul ar putea fi fostul meu supraveghetor de șantier, Alioșa. Ziua în care urma să plec, Alioșa a venit să-mi spună că l-a părăsit soția și că vrea să se arunce în Dunăre. Eu l-am îmbărbătat, i-am dat bani și niște haine în care se aflau probabil și acte de ale mele. Numai el poate fi necatul. Da, e, acum am aflat tot. Da. După cum vedeți, situația este disperată. Te cred. Ce să zică domnul Giuriș când o află? Ei, și ce dacă o să afle? Păi omul ăsta și-a investit toată experiența, toată faima și toate legăturile lui în afacerea asta uriașă în care noi ne-am investit bani și priceperea noastră. Dacă Marici trăiește, toată afacerea se prăbușește din temelii. Se duce de râpă marele consorciu tehnico-financiar, Iliria. Dar ce legătură are Iliria și altele cu chestia de care vorbim noi? Că în ce legătură? Păi noi toți am investit în afacerea asta tot ce am avut. Numai pentru taxe și reclamă, domnul Novakovici a avansat peste 500.000 de dinari,
Ștefan Peșin. De ce crezi tu? Domnului Boamir Protiș, viitorul meu ginere, a fost ales director tehnic al acestei întreprinderi, fiindcă este un mare specialist și a publicat acum 2 ani epoca la operă științifică despre ameliorarea terenurilor inundabile. De pe baza ei a fost numit profesor la universitate. Lasă, tată, socrule, mai vorbește și despre altceva. Vreau să explic. Dar ce au de a face asta toate cu tine și cu noi? Au, pentru că, în primul rând, acest mare consorțiu tehnico-financiar nu are capital. Tot capitalul lui este directorul general, domnul Giurici. Da. Știi, fratele ministrului. Ei, la drept vorbind, ne trebuia capital, fiindcă chiar în clipa în care vom primi concesiunea, se prea poate să o vindem. Reclama însă s-a făcut pe cheltuiala domnului Novakovici. Iar drept ca o spune... Pun eu casa mea cu 3 caturi de pe Terezi. Păi dacă mi-aduc eu bine aminte, era vorba să o dai zestre fetei. Ei, da, până una alta o pun cauțiune și asta nu-i treaba ta. Vă certați pentru Iliria în timp ce mortul se poate năpusti dintr-o clipă într-alta asupra noastră. Asta ori de câte ori se deschide ușa, tremur de groază. Și ce? Ia să vină încoace. Să vină, bă. Da, sigur. Da, dar se pune întrebarea ce facem, cum ne purtăm față de el. O să ne purtăm față de el ca față de un mort. Eu nu să știu ce am să fac. Pur și simplu n-am să-l bagă în seamă, ca și când n-ar exista. Va să zic că dumneata ești de părere să nu-l luăm în seamă, nu-i așa? Da? Și când n-ar exista. Da, dacă e vorba așa... Ce-i, Ana? A venit domnul Pavle Maric. Ce facem? Îl primim? Să intre! O altă comedie a teatrului scurt radiofonic de această dată. Mișcare în magistratură, de Gabriel Derbier, și o altă provocare pentru artistul Michi Atanasiu. Este înconjurat de alte nume sonore ale teatrului românesc: Radu Beligan, Nicolae Gărdescu, Toma Caragiu. Și acum să trecem la ale noastre. Da. Ce spuneam? În legătură cu proiectul de mișcare în magistratură. A, da. E, ce crezi? Putem mulțumi pe toată lumea? Da, cam greu, domnule ministru, aproape imposibil. Da? Da. Nu mai spunem. Trebuie totuși să încerci. Pe cine ai pus la ex? La ex? Da, o clipă să mă uit pe listă, domnule ministru. Ex. Aha, președinte la Curtea de Apel, consilierul Dupont. Dupont? Care Dupont? Cum ați uitat, excelență? Protejatul senatorului Dubois. Ah, da, foarte bine. Dubois ăsta era cu legile, nu? Da. Da, la înalt, ca prim procuror. Se poate, excelență, pe judecătorul Grondar, ginerile domnului președinte al camerei, așa cum mi-ați spus. Perfect. Așa, la Versailles? Pe procurorul Chapeau. Chapeau? Cine mai e și ăsta? A intervenit pentru el domnul ministru al artelor. Ah, da, mi-aduc aminte, da. Asta la mutării. La numiri însă am avut mare bătaie de cap. Cred totuși că am reușit să mulțumesc aproape toată lumea. Bravo la mine, ești cineva, dar cum ai reușit? Da, să vedeți, la Orlean l-a numit pe domnul Rondo, protejatul colegului dumneavoastră de la interne. Așa? La Bourget pe domnul Labelle, susținut de prietenul dumneavoastră, domnul Truffaut, directorul la ecole, exact, de la ecole. La Pope domnul Carton, nepotul domnului secretar general. La Lille pe domnul Lebel, așa cum ați indicat dumneavoastră personal. Uitați, bravo! La Dijon pe domnul Rocai, propus de maestru Muciani, de Canu Baron. Foarte bine. Au dreptul și avocații să propună niște magistrați, că doar cu ei își mănâncă zilele. Da, excelență. La Beauvais pe domnul Châtelier? Da, un tânăr licențiat în drept care s-a prezentat cu o scrisoare din partea doamnei, a soției dumneavoastră. Cred că știți. Da, sigur. E vorba de un nepot de vară de al ei. Așa, da. Dar nu știam că îl cheamă Châtelier. În sfârșit să trecem. La Paris pe cine ai pus? La Paris, domnule ministru, mi-am permis să fac un lucru care nu este poate în, da, ca să zic așa, în vederile dumneavoastră. Ce lucru l-am bine? Cred că am greșit, domnule ministru. Vă rog să mă iertați. Dar în singurul loc vacant la Curtea de Apel n-am numit pe nimeni. Cum? Ci l-am transferat pe un oarecare consilier Penson. Care Penson? Ce ți-a venit? De unde l-ai mai scos și pe ăsta? Eram sigur că nu-l cunoaște și poate tocmai de aceea. E președintele tribunalului de Namie. Mi-am înaintat o cerere de transfer întemeiată pe serioase motive familiare. Soția lui grav bolnavă și are nevoie de un tratament de lungă durată într-o clinică de specialitate din capitală. Nu-i treaba lui, vorba e cine l-a recomandat. Nimeni. Cum așa nimeni? Ce vorbă e asta? Da, domnule ministru, nimeni.
Nici mie nu venea să cred că e posibil așa ceva, mai ales că pentru postul ăsta de la curte aveam peste 20 de solicitanți, bineînțeles, înarmați cu niște spete, pardon, recomandații, care nu prezintă prea mare interes. Cum, și ăsta s-a prezentat fără recomandații? Dacă vă spun, cine bun nu se poate. Dar vă spun, am căutat filă cu filă tot dosarul și n-am găsit nimic, nici măcar un bilețel, așa, de complezență, nici o vorbuliță pusă pentru el de vreun senator sau deputat, consilier municipal, sau alegător cu influență? Niciun alegător, excelență, industriaș, bancher sau simplu negustor din cartier. Nimic. Un om fără relație. Nu se poate, imposibil. Și eu am fost uimit, domnule ministru. De aceea am și căutat cu atâta insistență să dau de vreo recomandare, fiind convins că trebuie să fie avut și că s-a rătăcit printre hârtii, dar n-am găsit nimic. Nimic? Nimic, absolut nimic, excelență, dacă vă spun. Formidabil. Și atunci? Atunci mi-am permis să văd în cererea asta lui Penson ceva extraordinar, cu totul ieșit din comun, a spune, anormal, sublim chiar în inconștiența ei. Și neputându-mă decide pe care din ceilalți 20 de candidați să-i numesc, știți, ca să nu jignesc pe nimeni, mi-am zis că ar fi poate o soluție și am ocupat postul cu Penson. Firește, dacă nu aprobați dumneavoastră. Nu numai că aprob numirea făcută de dumneata, l-am bine, dar te și felicit. Oh, ai procedat cât se poate de just. Bravo, dragul meu. În primul rând că am scăpat de bătaie de cap pe care ne-ar fi dat-o protectorii celorlalți 20 de postulanți când ar fi văzut că am preferat recomandarea altcuiva. Și în al doilea rând, în primul rând, prin numirea lui Penson, am închis gura tuturor celor care dau apă la moară ziarilor de opoziție. Nu se mai poate spune acum că sub ministeriatul meu nu se ține seama de meritele personale ale magistraților, de greutățile lor familiare și de câte și mai câte altele. Consilierul Penson are deci nu numai aprobarea mea, dar și toată simpatia mea, fiindcă și el a avut la rândul lui toată încrederea în spiritul meu de dreptate, nefăcând apel nici la protector suspuși și nici la scrisor de recomandare. Nici nu vă închipuiți, domnule ministru, ce fericit sunt că ați aprobat propunerea mea. Nu m-am îndoit nicio clipă că sunt în asentimentul dumneavoastră. Foarte bine gândit, l-am bine și încă o dată felicitările mele. Vă mulțumesc, domnule ministru, vă mulțumesc. Să nu facem totuși prea multă publicitate acestei numiri. Da. Și s-ar putea crea precedente, o anumită stare de spirit, o mentalitate destul de primejdioasă printre magistrați. Da. Pentru că nu e așa, unde am ajunge dacă fiecare postulant și-ar închipui că e de ajuns să ceară ca să-i se și aprobe, nu? Nici așa. Da. Aveți perfectă dreptate, domnule ministru. E mai bine să fim discreți, puteți conta pe mine, excelență. Așa, așa, l-am bine. Tăcerea e de aur. Apropo de aur, aș fi vrut să te rog ceva. Vrei să-mi cedezi biroul dumitale pentru un sfert de oră? Da, cu plăcere, domnule ministru, se poate. Știi, trebuie să primesc pe cineva. La mine în cabinet l-am pe procurorul general și pe primul președinte al curții de casație cu care am de lucru. Și n-aș vrea să se formalizeze, închipuindu-și că-i concediez ca să primesc pe altcineva. Aveți perfectă dreptate, excelență. Biroul meu vă stă la dispoziție. De altfel mă duc să supraveghez transcrierea listelor de numiri și mutări. Dactilografa e într-adevăr foarte drăguță. Cum ați observat pe bună dreptate cu ochiul dumneavoastră de fin cunoscător. Apreciez și eu puțin. Dar atenția ei lasă uneori de dorit. E și foarte solicitat. Foarte bine, l-am bine. Du-te, du-te, dragul meu. Și vezi dacă ai informațiile alea pe care ți-am cerut despre judecătorul de instrucție de care ți-am vorbit ieri. Judecătorul de instrucție, bave, cum să nu? I-am cerut imediat fișa, poftiți. Ia să vedem. Poftiți, domnule. Bave Alfred, născut în 1920, doctor în drept. Poftim, în loc să fac avocatură, se mulțumește cu aleafă de judecător de instrucție. Ia să vedem unde a mai funcționat. Supleant la Rouen, judecător de ședință la Châteauroux, aceeași funcție la Pont-l'Evêque, apoi procuror la Amiens, tot procuror la Strasbourg, președinte de secție corecțională la Saint-Étienne, după aceea la Bordeaux și în sfârșit judecător de instrucție cu grad de consilier la parchetul din capitală. O carieră destul de frumoasă, excelență, la vârsta lui, deși a cam fost plimbat de colo până acolo. Eu fi plăcând să voiajeze, băiatule. N-aș crede. E căsătorit și are și copii. Știți, să stai mereu cu gospodăria în căruță nu e prea plăcut. În sfârșit, alte informații mai amănunțite, caracter, mentalitate, concepții personale. L-am convocat la minister și vreau să știu oarecum cu cine am de-a face. Știi? Am cerut informații de la serviciul special, dar nu mi-au parvenit. Da, interesează, te rog, și comunică-mi-le imediat. Am înțeles, domnule ministru, mă duc chiar acum după ele. Cu aceeași măestrie și farmec, Nichi Atanasiu interpretează și rolurile de mai mici dimensiuni.
ia de la acum în rolul capitanului Stamatescu din comedia Titanic Vals a lui Tudor Mușatescu. Regia artistică a fost semnată de Radu Beligan și Titi Ax, iar înregistrarea radiofonică datează din anul 1953. Intră! Biza! Eu sunt! Dumneata? Ce surpriză! Plăcută, nu? O privești? Nu pot decât să te dau afară din casă sau să te invit să iei loc. Alege! Prefer să iau loc. Mersi. Miza, am venit, ca să zic așa, într-o vizită oficială. Se vede, nu? Da, pare că ești la 10 mai. Numai calul îți lipsește. Am venit cu el. Nu cumva l-ai lăsat să aștepte singur în antreu. Poftește-l încoace. E bună. L-am adus cu mine în oraș. Am fost mutat îndărât în garnizoană la cererea mea. Și de ce ai cerut să fii mutat înapoi în garnizoană? Pentru a repara o greșeală care de un an de zile mi-a pasă conștiința mea de om și onoarea mea de militar. Ce vrei să spui? Fii clar, te rog. Am venit să mă însor cu tine. Fără să mă întreb dacă vreau? Ce crezi că acum mai sunt fată ca să mai fac ce vrei tu? Adio, băiete. Atunci când mă știai așa cum mă știai, ai fugit de răspundere, domnule locotenent Stamatescu. Pardon, m-a făcut capitan. Miza, am fost un laș. Dar ce crezi că eu? Babaci, îl bătrân m-a mutat din garnizoană și a bătrână mi-a zis că mă dezmoștenește dacă mă însor cu tine. M-am certat și am plecat de la ei, din cauza ta. Un an de zile am pledat pentru tine. Am vrut chiar să mă împuști. Numai așa, ca să le trag o spaimă. Și acum să-i vezi cum umblă după mine să se pace. Chiar dacă te-ai însurat cu mine? Mai ales, fiindcă acum ai franci și ei nu-ți găseau alt cusur decât că erai săracă. Așa că, Miza, drag, știi cât te-am iubit, câte scrisori ți-am scris de când am plecat. Și dacă n-ai vrut să-mi scrii nimic despre tine, erai obligată să-mi scrii măcar de copil, de copilul nostru, de copilul meu. Ce te interesa copilul de vreme ce ai plecat înainte să se nască? Ce vorbă e aia? Tu știi ceva să zică să fie cineva tată? Nu. Știu, în schimb, ceva să zică să fie cineva mamă. Noroc că s-au găsit alții mai cu inimă care să-mi spuie ce face copilul. Care alții? Nenea Spirache. Cum? Și dacă am văzut că tu nu-mi răspunzi nici când ai stat la Paris, nici când te-ai întors, mi-am scris lui. Îl știam om bun și înțelegător. I-am mărturisit tot. I-am scris că vei naște un copil, care e al meu, că nu sunt un laș cum spui tu, și că n-aștept decât clipa să pot veni să te iau, adică să vă iau. Cum? Ai făcut tu asta? Și încă de când? Și tata ce ți-a răspuns? Mi-a răspuns că sunt un om cum să cade și că mititelul e sănătos. Și că tu mă aștepți. Ce om e nenea Spirache? Să-l pui la brățară ca un porbonăr. Va să zic că tata a știut că eu am un copil. Pe cum ai vrut să nu știe? Unde era să-l ascunzi? Taci. Tu nu știi nimic. De ce plângi? De mila tati. Și cu cine seamănă copilul? Vino să-l vezi. Am adus niște chestii pentru el. Și asta pentru tine. Inelul nostru de nuntă. Jucăriile să le-i dai tu, că pe mine nu mă cunoaște și poate că nu le primește. O să te recunoască, n-ai grijă. Să-l vezi ce deștept e. Imensele sale resurse artistice s-au materializat și în alte roluri radiofonice. În scurta comedie, Moneda de 5 mărci numită Müller, de Carl Wittlinger,
Nichi Atanasiu dă o altă probă a talentului său, însuflețind alături de colegii săi Ștefan Mihailescu Brăila, Amza Pelea, Mircea Șeptilici, Marin Moraru, Cela Dima, Nelly Sterian și Mariana Mihuț, întreaga mișcare scenică. Bună dimineața, domnilor! Bună dimineața! Bună dimineața! Mă vii prezi! Tu, talent cu două fețe! Napo! Târ! Monedă de argint uzată! Dar cum ne-ai ajuns aici? Eu mă mir că te văd! N-ai pierit atunci, netrebnicule, în stogul acela de fân? Ha, că bine zici! Am avut noroc că a doua zi m-am găsit o vacă și apoi, cum se întâmplă în asemenea cazuri, bălegar, ogor, plugul peste el și, în fine, am crescut într-un cartof. Mi-sase drol! Văd că de fiecare dată reușesc să cazi în picioare, prezi. Dar ție cum îți merge? Arăți că am trecut, dragă. Nici nu-i de mirare, nu vezi că circul ca un meteor. Ieri am trecut prin 23 de mâini. Băi, le merge bine oamenilor. Ne schimbă cum schimbau înainte bănuții. Da, iartă-mă că vorbesc răgușit. Am dorbit noaptea trecută într-un birt o capsulă de bere și m-am cherchelit și coclit. Păi iată un novici. Da, numele meu e Egon. Sunt foarte încântat de cunoștință. Cred și eu. Mă numesc Prezi. Prezi? Prescurtat de la prezident. Am fost în timpul vieții președinte de tribunal. Și încă ce președinte? Interesant. Atunci înseamnă că suntem foști colegi. Și eu am fost jurist. Da? Sper că ai fost un magistrat mai valoros decât mine. Modestia dumneavoastră vă onorează, domnule prezident. După cum vezi, prezi, novicele îndrugă vrute și nevrute. Mare de învățat. Până la turul viitor ai și învățat, Egon. Sigur, îmi place să învăț mereu câte ceva. De pildă, acum m-ar interesa să știu ce anume vreți să spuneți cu până la turul următor. Ei, acesta e timpul mediu de care au nevoie două monezi până se reîntâlnesc. Da? Durează 18 ani, 4 luni, 2 zile, 11 ore, 4 minute și 59 de secunde. Da, în mai puțin de 20 de ani o să ne revedem. Dar am impresia că de fapt noi ne cunoaștem. Cum te cheamă? Müller, Egon Müller. Cum? Müller, Müller, Egon. Dragul meu, Müller. Cum mă cunoști? Dar firește. Vă cunoașteți? Da. Nu prea mi-amintesc. Parcă vocea dumneavoastră, dar... n-ați fost cumva scumpul nostru domn președinte? Scump! E bine spus, chiar foarte scump! Și dumneavoastră vă mai aduceți aminte de mine? Pe atunci eram doar asesor. Dar Müller, dragă, tu nu poți fi uitat atât de ușor. Napo, da. Află că această monedă lucitoare a fost cel mai jalnic burtă verde, bădăranul cel mai supus pe care l-am întâlnit vreodată. Cum așa? Cum îndrăzniți? Atâta trufie și prostie arogantă. Majestate, sper că nu veți lua în considerație insultele acestui domn. Dar, dragă Müller, astea nu-s decât complimente. Complimente? Atunci o să-mi permit să vă plătesc cu aceeași monedă. Ei bine, aflați, domnule președinte, că întotdeauna v-am socotit un imbecil nătând, senil și intrigant. Mulțumesc, dragul meu Müller, mulțumesc. Ai avut un spirit de observație grozav. Da. M-ai definit foarte bine. Un imbecil nătând și senil. E, află că exact așa eram. Dar de ce dracu nu mi-o spui între patru ori? E încă necopt, prezi. Trebuie să se adapteze mai întâi. Ar fi bine să-l lăsăm acum un pic în pace. Ce-ar fi să facem o partidă? Îți va mai limpezi puțin mintea după cheful de azi noapte. Șah. O partidă fulger? Și vă bule? Începem? Un moment. Pion E2, E4. Pion E7, E5. Cal D1, C3. Pion D7, D6. Recepție, recepție. Iată că se plătește o sumă mare. O, se domani. 2, 20, 40, 45, 50, 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
ce ghinion? Oh. Să vă ia tocmai pe... L-au luat pe Egon! Du-te naibii, măi, Müller! Au revoir, Egon! Servus! Revenim la Caragiale, un alt rol în care Nichi Athanasiu a etalat întreaga măiestrie a talentului său a fost cel al lui Nae Girimea. Am ales pentru dumneavoastră celebra scenă, cea a vitrionului englezesc, împreună cu Carmen Stănescu în rolul Miței. Această capodoperă a dramaturgiei românești în regia artistică a marelui Sica Alexandrescu s-a bucurat de o distribuție de excepție. Dintre protagoniști menționăm pe Grigore Vasiliu Birlic, Radu Beligan, Marcel Anghelescu, Alexandru Ionescu, Ghibericon. Vreau să zic că Miță e aici. Aici, Bibicule! Ce, îți pare rău? Să-mi pare rău? Cum să-mi pare rău? Se poate? Trimite de aici pe Iordache. Am să-ți spun ceva între patru ochi. Auzi? Iordache, dacă nu mai ai treabă, fii bun și ne lasă. Am să-i spui ceva lui Don Nae în secret. Mă duc. Să-mi strovesc porția de vază. Pentru ce-i cuiușă? Poate să vină iar cineva să ne facă deranj. Am să-ți spui ceva în liniște. Nae, Bibicule, nu mă mai iubești? Ei, na, de unde ți-a mai venit și asta în cap? Pentru ce n-ai venit alaltări seară când ți-am scris? Eram bolnav alaltări. Minți! Ai primit biletul meu? Da. Unde mi-e biletul? Arată biletul. Pe semne că l-am pierdut. L-ai pierdut? Unde l-ai pierdut? Știu eu unde l-am pierdut, dacă știam că îl pierzi, crește că nu-l pierde. Nu știu unde l-ai pierdut. Bibicule, Bibicule! E? Vezi tu sticluța asta? Pe ce? Știi ce are înăuntru? Cerneal. Nu cerneală năică, vitrion englezesc. Vitrion? Ești nebună? Da, vitrion. Ți-e frică? Firește că mi-e frică, na. Pentru ce, dacă te știi curat? Pentru că tu nu știi ce e vitrionul. Ba da, e un fel de metal. Nu știi ce poate face? Ba da, pârlește năică, arde Bibicule, momentan, tot, tot și mai ales ochii. Dă-mi sticluța. Aș. Pentru ce să-ți ia asemenea lucruri? Pentru ce? Pentru ce? Nu-mi trebuie. Pentru ce-ți trebuie? Pentru ce? Pentru dumneatale, musiunăică, și pentru didina dumitale. Care didină? Tu știi ce spui. Știi și dumneata mai bine decât mine, nu umbre la cum ofturi șarlatane. Care didină ai? Didina pentru care mă traduci pe mine, didina pe care o iubești, didina la care ai fost azi noapte, mizerabile. Nu e adevărat, am stat acasă bolnav. Minci! Adineauri spuneai că nu știu unde ai pierdut biletul. Să-ți spui eu, biletul meu l-a găsit în odaie la didina dumitale, respectivul ei. Respectivul Pampon? Vezi, vezi, știi cum îl cheamă, da, un înalt, bărbos, fioros, cu care o să ai a face chiar astăzi. Pentru că s-a întâlnit cu mine aici, mi-a arătat biletul meu și eu i-am declarat că omul cu traducerea este acela care mă traduce și pe mine. Amantul meu, fidelul meu amant, căruia eu i-am fost întotdeauna fidea. Ce-ai făcut? Pampon te caută să te omoare. Ha, dar până să-și răzbune el, am să vă omor eu, eu! Pe didina, pe tine și pe mine. Mițoneică, vino-ți în fire. Lasă-mă, nu. Nu te las, pentru că te iubesc. Numai pe tine te iubesc, numai pe tine. I-a găsit buzunarul, a luat sticluța. Înțelege că e încurcătură la mijloc. Mi-ai pus pe nebunul de Pampon în cap. Dumneata ți l-ai pus. Vrei scandal cu orice preț? Da, vreau scandal, da. Pentru că m-ai uitat pe mine, l-ai uitat pe toate. Ai uitat că sunt fiică din popor și sunt violentă. Ai uitat că sunt republicană, că în vinele mele curge sângele martirilor de la 11 februarie. Ai uitat că sunt ploieșteancă, da, ploieșteancă năică. Și am să storn o revoluție, da, o revoluție, să mă pomenești. Nu fi nebună, ce o să faci? Ce să fac? O altă piesă de patrimoniu din bogatul palmares al traseului artistic semnat de Nichi Athanasiu a fost și comedia Nunta lui Krecinski de Suhovo Kobylin, alături de Nichi Athanasiu o altă distribuție de primă mână: Alexandru Giugaru, Grigore Vasiliu Birlic, Eugenia Popovici, Costache Antoniu, Silvia Dumitrescu-Timică, Marcel Anghelescu.
Hai, Rasculev, du-te și-mi caută bani. Mihailo Vasilici, dă-mi voie, tot ce era manet. Eu ți-am dăruncit să-mi găsești bani. Ce la manet? Eu, tâlharule, lasă-mă. Ți-am poruncit să furi, să jefuiești și să-mi găsești bani. Bestie! Lasă-mă. În fiecare casă sunt bani. Trebuie numai să afli unde. Unde sunt ascunși? Unde sunt ascunși? Poftim, ne-a rupt și haina. Asta nu mai e treaba. M-a să zic în 24 de ore, cotolonit de 2 ori. Să zicem că ăla de ieri a fost box englezesc. Dar ăsta ce mai e? Ceva așa, cum s-ar zice, de amator. Uite și cam așa mi-a rupt-o. Ca o fiară s-a năpustit. Știu ce am de făcut acum. Întâi și întâi să nu mă bați. Da, trebuie să fie aici în sertar. Cauți bani, nu crezi să-i găsești în sertar. Nu e aici. Degeaba scotocești prin sertare, că numai între terveloaje vechi ai să dai. Nici aici. Eu doar știu ce înăuntru. Vânt, acte vechi de împrumut, conturi neachitate. Erica! Și l-a apucat. Poftim ce a găsit. O broșă de sticlă. Nu face nicio parachio. I-a sărit o doagă. Erica! A început să aiureze. S-a scrântit de-a binele. Zău s-a scrântit. Doamne, doamne. Rasfluier! Evrica înseamnă pe grecește, am găsit! Pe grecește, sigur, știu! Sunt salvați! Iată cum rostul nostru pe acest pământ s-a încheiat. Grozav, asta e lovitură! Săracul Crăcinschi, e de rău. Ia să o iau mai bine la sănătoasa, să-l anunț și pe Feodor. O să iasă bine, oare? Dar dacă mă înșel... Feodor, stai aici după ușă și privește. Ia uite-l cum se schimbă monosește. Nu mai e de glumit. Ia uite cum se strâmbă. Dacă nici asta nu mai e sminteală. S-a smintit de-a binelea. Am găsit. Eu mă duc lângă el. Ia uite. Am găsit, bravo. Mihailo Vasilici, ce-i cu mata, tătucule? Bei un pahar cu apă, eh? Tătucule, spune, ce-i cu mata? Lasă că treci. Și altă dată ne-a ajuns cuțitul la os. Am scos-o noi la capăt. Ce, Feodor, ce-ți trece prin cap? S-o dă toate mințile. Hei, Rasfluiev. Hei, aoleu, a cui acum? Bagă de seamă, îți încredințez o treabă de o mare importanță. N-ai nicio grijă, Mihailo Vasilici. Mai întâi să-i scriu Lidoșchei câteva rânduri. Trebuie să găsesc cuvinte pline de pasiune ca să trezească și un mort. Da. Cu asta o zăpăcesc. Așa, îngerul meu duios... și blând, colțișorul de cămin drag inimei, așa, te rog, da, așa, Mihailo Vasilici Crăcinschi, așa. Acum să închidem scrisoarea în plic. Așa, adresa. Gata. Și acum, îngerul meu blând, trimite una din aripioarele tale, broșa cu briliantul. Așa. Și acum ascultă, Rasfluiev, dar ciulește bine urechile, că trebuie lucrat cu iscusință. Vezi scrisoarea asta? E pentru logodnica mea, Lidia Petrovna Muromski, stăra 2 pași de aici, pe bulevard numai decât. Cunoști casa? Cunosc Mihailo Vasilici. Cum cotești după colț? Se face o casă mare, albă, cu scala de intrare de piatră. Întocmai. Cât e ceasul acum? 1:15. Da. Bătrânul nu e acasă. Du-te și urează-i bună dimineața din partea mea, Lidiei. Și așa, dintr-un antralta, cu dibăcie, cu politețe, spune cine ești. Însă trebuie să te îmbraci mai arătos. Îți dau redingota mea. Feodor! Poruncesc, conașule. Dă-i ăsta redingota mea. Îndată. Ascultă, Rasfluiev. Da. Dacă bătrânul e acasă, nu dai scrisoarea. În scrisorică o rog între altele să-mi trimeată briliantul pe care l-am montat în broșe. Îl mai ții minte? Îl țin, tătucule. Poftimele din gota. Mulțumesc. Bagă de seamă, briliantul are 20 de carate, prețuiește 30.000 de ruble. Nu mai spune. I-am scris că am avut ieri o discuție cu prințul Belski privitor la briliant și că am făcut un mare pariu. Am înțeles. Ia jufaierul și fii cu ochii în patru până vii înapoi. Da. Uite. Ține ceasul meu cu lanț de aur. Când te întorci, amanetează la cămătarul de jos din colț și să-mi aduci banii. Și acum zboară și într-o clipă să vină apoi. Hai. Am înțeles, Mihailo Vasilici. Am înțeles. Zbor.
Un alt jalon prin care Nichi Atanasiu și-a marcat trecerea prin viața artistică a fost și cel din piesa Plicul, de Liviu Rebreanu, în regia artistică a lui Constantin Moruzan. Din distribuția spectacolului remarcăm și pe Ștefan Ciubotărașu, Radu Beligan, Mircea Șeptilici, Virginica Romanovski. Șefe, dragă, mii de salutări. Oh, bine ai venit, drag Albene. Ce bun și ce noroc te aduce pe aici. Șefe, dragă, vreau să te rog să-mi faci și mie rost de un vagon pentru chestia de care ți-am spus alaltieri. O, nu, eu te servesc întotdeauna ca pe un frate. Dar știi că pentru vagoane întregi trebuie permisul direcției. Știu, dragă, dar fiindcă e vorba de un singur vagon, nu mai vreau să dau sfoară în țară până la București. Vorba, chestia e foarte urgentă, altfel aș fi amenințat să rămân fără un gorogan de sărbători. Vezi bine, deci că trebuie să faci ceva negreșit. O să faci, ce nu facem noi pentru presă? Dragă prietene, cum să-ți mulțumesc? Și pentru că deocamdată altă recunoștință nu-ți pot oferi, am să-ți mulțumesc, barem, pentru o mărturisire. Da. Ieri, după ședința comisiunii interimare, m-am găsit întâmplător în biroul primarului, tocmai când tu erai cu nevastă să nu dai de alături. Da, era vorba de o stăruință pe care... Știu, era... eu să nu știu. Presa știe tot, da. Prieteni. Știu că iubești pe doamna Victoriță. Mă știi? Dar cine ți-a spus? Nu e adevărat. Ce le face? Știu eu, prietenul tău, dar din nenorocire știe și primarul. Știi că o iubesc? Asta n-ar fi nimic, dar a aflat că și ea te iubește. Și asta e grav. Mă iubește? Asta e? Sigur că te iubește, aminte ce-ar fi căutat la tine alaltă seară. Jur că... Bine, bine, pentru alaltă seară jur, da, seară... Jur că... Nu jură a mie, dragă, jură ei. Primarul clocotește, să știi. Nu, te înșeri, Arbene. Cred orice, dacă primarul să fie gelos... Uite, de aici se vede că nu ești psiholog. Dormi și chestia lemnelor. Bine, dar în chestia lemnelor... Știu eu că n-au dat de la ei. Omul însă așa e, dragă, ce vrei, crapă când câștigă și alții. În sfârșit, cum zic, pe când eram ieri cu dânsul în birou, deodată l-a cuprins o furie năprasnică. De ce, din senin? Ce știu eu, din senin, firește. Destul că din una în alta mi-a dictat o reclamație telegrafică împotriva ta la direcție, cerând anchetă că ai luat mită primării. Serios? Onoarea mea, înțelegi că nu puteam refuza să scriu, dar după ce mi-ai făgăduit atât de prietenește, uneori vagonul, m-am simțit obligat să te previn. Să nu te miști dacă te-ai pomenit cu vreun inspector pe cap. La omul ăsta trebuie să fie nebun, altfel nu pricep cum umblă să-și taie singur craca de sub picioare. Ha, adică poate el să-și închipuie că eu nu cunosc de desubturile lemnelor? Ha, dar bine, am documente, uite acolo, am în casă de bani chiar declarația misitului, precisă, zdrobitoare. Dragă, dar nu e rău să fii pregătit pentru orice eventualitate. Da, firește, firește și îți mulțumesc din inimă că mi-ai spus, drag Albene. Dacă e ceva serios, eu nu mă mișc de lângă tine, am două ziare, înțelegi și... Mersi, puiule, mersi. Lasă, poate să fie orice anchetă, nu mi-e frică. Îi am pe toți în buzunar, vedea că e bal, bal să fie. În orice caz eu sunt liniștit. N-am atacat și sunt în drept să mă apăr. Și dacă apărând mă voi lovi greu, vina nu e a mea. Ce caută trebuie să găsească? Așa. Autoritatea și probitatea artistică a lui Nichi Atanasiu l-au făcut să abordeze, așa cum spuneam mai înainte, rolurile mici, fără nicio prejudecată. Iată-l în burghezul gentilom al marelui dramaturg francez, Molière, interpretând rolul maestrului croitor care dă o replică de la egal la egal domnului Jourdain, rol principal interpretat de Alexandru Giugaru. Ah, aici era iubite, maestre croitor. Era gata, gata să mă furi pe dumneata. Domnule Jourdain, n-am putut veni mai devreme, iertați-mă. Am pus 20 de băieți să coasă la haina dumneavoastră. Mi-ai trimis niște ciorape așa de strâns că am potrivit toate chinurile iadului până i-am pus. Și mi-am făcut și o gaură. O să se lărgească. Sigur, dacă îi rup. Și pantofii? Mi-ai făcut niște pantofi care îmi zrănesc picioarele. Deloc? Cum deloc? Nu vă zdrelesc. Eu spun că vă zdrelesc. Vă închipuiți. Îmi închipui fiindcă simt. Asta-i. Domnule Jourdain, iată cea mai frumoasă haină de la curte și cea mai bine împodobită. E o capodoperă. Adevărat? O, desigur. Dar priviți acest genial mariaj de culori. Peruca bine pudrată, ciorapii roșii cu fireturile și panglicuțele albastre și verzi,
pe fondul roz, maroniu și violet al hainei și mantii, scot într-o minunată potrivire de culori florile galbene și penele de struț. Ce înseamnă asta? Mi-ai pus florile jos. Nu mi-a spus că nevoie sus. Cum era nevoie să o spună? O, desigur, toate persoanele bine le poartă așa. Cum? Persoanele de neam mare poartă florile jos? Da, domnule. Atunci e foarte bine. Dacă voiți, am să le pun sus. Nu, lasă-le jos. Da, crezi că jacheta o să-mi vie bine? Oh, ce întrebare! Niciun pictor cu perenul său n-ar putea să facă ceva mai reușit. Am acasă o calfă care e cel mai mare geniu din lume în ridicarea talii și alta care, pentru potrivirea burții, e un erou al vremurilor noastre. Bravo! Peruca și penele sunt cum trebuie? Oh, totul e perfect. Voiți să vă îmbrăcați? Da, arde nerăbdare. Nu, așteptați, nu merge așa. Am adus oameni care să vă îmbrace în cadență. Acest fel de haine se îmbracă cu o ceremonie specială. Da? E, atunci știi ce? Tot ați venit târziu, mai așteptați-mă. Eu cobor puțin în salon să-mi fac exercițiile de dimineață. Pe urmă vă chem să mă îmbrăcați așa cum se cere în lumea mare. Prea bine, domnule Jurdă! Am început periplul nostru printre rolurile radiofonice interpretate de Nichi Atanasiu cu o capodoperă semnată de Ion Luca Caragiale și sfârșim cu o altă capodoperă a acelui scriitor, O scrisoare pierdută. Aici Nichi Atanasiu deține rolul prefectului, Ștefan Tipătescu. Cu flerul său binecunoscut, regizorul artistic Sica Alexandrescu a adunat în jurul microfonului, în anul 1952, o pleiadă de mari actori: Radu Beligan, Alexandru Giugaru, Ion Finteșteanu, Grigore Vasiliu Birlic, Ion Talianu, Marcel Anghelescu, Costache Antoniu, Elvira Godeanu, Horia Șerbănescu. Zoe, aici ești? Bănică, te așteptam. Ce ai făcut? Ai arestat pe Cațarincu. Te-ai gândit bine la ce ai făcut? Cum ți-a venit să faci una ca asta? Pentru ce ai făcut-o? Pentru ce? Tu mă întrebi pentru ce? Pentru nerozia care ai făcut-o tu. Pentru ca să evit nenorocirea pe care ai cauzat-o tu din neglijență. Se poate atâta distracție, atâta nebăgare de seamă. O scrisoare de amor, să o arunci neștire într-un buzunar cu Batista și să o pierzi ca și cum ai pierde o hârtie indiferentă, ca un afiș după ce ai ieșit la reprezentație, la atâta lipsă de judecată, să spui drept, nu mă așteptam. Ce Dumnezeu, ești femeie în toată firea, nu mai ești un copil. Atâta neglijență nu se pomenește nici în romane, nici într-o piesă de teatru. Judecă-mă, Fănică, judecă-mă. Da, așa e, am fost o copilă. Am făcut o nerozie fără seamă, dar acum trebuie îndreptată. Fănică, dacă mă iubești, dacă ai ținut tu la mine măcar un moment în viața ta, scapă-mă, scapă-mă de rușine. Tu ești bărbat, nu-ți pasă. Pentru tine afișarea intrigei noastre n-ar fi o nenorocire, dar pentru mine, Fănică, gândește-te, gândește-te. Tocmai de-aia m-am asigurat de persoana lui Cațavencu. În zadar, Fănică, Cațavencu poate muri astăzi. Mâine, gazeta lui tot o să publice scrisoarea noastră. Dumnezeule, cum or să-și mulgă toți gazeta, cum or să mă sfâșie, cum or să râs. O săptămână, o lună, un an de zile, nu o să se mai vorbească decât de aventura asta. În orășelul ăsta unde bărbații și femeile și copiii nu au altă petrecere decât bârfirea, fie chiar fără motiv, dar în cap în motiv. Și ce motiv, Fănică? Ce vuie, ce scandal, ce cronică infernală. Și eu, Fănică, în timpul ăsta ce să fac? Să mor? Să mor, dacă voi, pentru că după asta nu o să mai pot trăi. Atunci, dacă nu e altă scăpare, Zoe, Zoe, mă iubești? Te iubesc, dar scapă-mă. Să fugim împreună. Ești nebun? Dar Zaharia, dar poziția ta, dar scandalul și mai mare care s-ar aprinde pe urmele noastre. Atunci nu ne mai rămâne nimic de făcut. Ba da. Ce? Să sprijinim candidatura lui Cațaven. Peste putin. Să-l alegem. Niciodată. Trebuie. Odată cu capul. Te gândești la ce spui? Iată pe CDP și-am pus mâna din aur. A dus-o la telegraf Canalia, care a găsit scrisoarea ta. Bețivul de azi dimineață. E o depeșă anonimă. Am oprit-o și am dat ordin la telegraf să nu mai expedieze nimic fără știrea mea. Dar știu eu ce poate conține o depeșă cu cheie? Iată. Trădare.
Prefectul și oamenii lui trădează partidul pentru nifilistul Cațavencu pe care vor să-l aleagă la Colegiul 2. Trădare, trădare, de trei ori trădare. Mai mulți membri ai partidului. Orice s-ar întâmpla, nu se poate să sprijinim pe mizerabilul. Nu, nu, nu! Spune, să căutăm, să găsim alt mijloc. Alt mijloc nu văd. Alt mijloc nu e. Atunci? Atunci? Lasă-mă! Lasă-mă, nenorocire! Lasă-mă să mor de rușine! Omoară-mă pe mine care te-am iubit, care am jertfit tot pentru tine. Iată unde m-a adus. Iată cât plăteau jurămintele tale. M-a adus la moarte. Pentru că mă omor înainte de izbucnirea scandalului. Astăzi, acum, aici. M-a adus la moarte și mă pot scăpa și mă las să mor. Zoe, Zoe! Lasă-mă! Dacă ambiția ta, dacă nimicurile tale politice le pui mai presus de rușinea mea, de viața mea, lasă-mă să mor. Să mor cu siguranța că 8 ani de zile m-ai amăgit în fiecare minută. Că nu mai vii niciodată, niciodată, niciodată. Zoe, să vedem, să ne mai gândim. Nu mai e vreme de gândit, fănică. Fiecare minută care trece ne apropie de pieire. Trebuie să te hotărăști. Să mă hotărăsc, să mă hotărăsc. Adinaur, în Lipscani, am aflat de arestarea lui Cațavencu. Am alergat ca o nebună la redacție. Iată ce foaie a scos comitetul. Îi dă foaia, Tipătescu, citește încet. Înțelegi la ce trebuie să ne așteptăm după arestarea lui? Omul ăsta joacă viața. Nu și-o joacă pe-a lui, fănică, o joacă pe-a mea. Pentru că, încă o dată spun, din două una, ori tu mă iubești și eu trăiesc și atunci lupta este peste putință cu Cațavencu, trebuie să-mi cedezi, ori nu, și atunci mor. Și dacă mă lași să mor, după ce oi muri, poate să se întâmple orice. Sunt hotărât. Da, sunt hotărât. Dar nu voi să mor până ce nu voi fi luptat cu toate împrejurările. Și am să lupt. Și cu tine am să lupt, din toate puterile. Cu tine, om ingrat și fără inimă. Cu tine trebuie să lupt, pentru că acum tu ești piedica mai grea care mă oprește să-mi capăt iarăși liniște. Da, sunt hotărâtă și trebuie să biruiesc tot. Și pe tine. Așa de hotărâtă sunt, încât adineaur am poruncit lui Ghiță să meargă să dea drumul lui Cațavencu și să-l poftească aici din partea mea. Femeie nebună, ce-ai făcut? Am făcut ce am crezut că trebuie să fac. Dacă tu nu vrei să sprijin pe Cațavencu, dacă tu nu vrei să-l alegi ca să mă scapi, atunci eu, care voi să scap, îl sprijin eu, îl aleg eu. Cum? Da, îl aleg eu. Eu sunt pentru Cațavencu. Bărbatul meu cu toate voturile trebuie să fie pentru Cațavencu. În sfârșit, cine luptă cu Cațavencu, luptă cu mine. Haide, fănică, luptă. Zdrobește-mă. Tu, care ziceai că mă iubești, să vedem. Zoe. Lasă-mă. Zoe, Zoe. Lasă-mă. Personalitate puternică și nuanțată, elegant, cu un umor fin, cu un timbru vocal aparte, versatil, dar cu un crez artistic robust, Nichi Athanasiu a fost toată viața lui un slujitor disciplinat al teatrului pe care l-a iubit și l-a venerat. Ați ascultat? Mari actori de comedie. Ești că mi-e frică, na? Pentru că tu nu știi ce e vitriolul. Dă-mi sticluța. Pentru ce să-ți ia asemenea lucruri? Regia tehnico-muzicală Robert Vasiliță. Realizatorii Silvia Cusursus și Mircea Zăvoianu vă mulțumesc pentru atenție și vă așteaptă cu aceeași plăcere la ediția viitoare.